viață, te ajută să scapi de greață și crește-mă. Cafeaua de dimineață, bună dimineața, 8.31, 8.30, am întârziat cu câteva secunde, o nouă emisiune, știri din Neamț, mesagerul din Neamț. Dacă aveți curiozitatea, mă rog, câteodată e și morbidă curiozitatea asta, de a intra pe un site național de știri în dimineața asta, o să vedeți că nu se discută, cu excepția crimelor, accidentelor, decât un singur subiect. Cum s-au împărțit funcțiile între între membrii noii coaliții de guvernare? Acum nu mai știm cum e coaliția. PSD, UDMR, PNL, Ciucă, PSD, UDMR, PNL, Iohannis, PSD, UDMR, PNL sau Iohannis, PNL, restul, nu mai știm. Important este că ne-au asigurat toți membrii coaliției că s-au înțeles. Doamne, dacă s-au înțeles în proporție de 99,99%, deci a mai rămas undeva o mică chestiune de rezolvat. Probabil curierul care duce hotărârile de la Secretariatul General al Guvernului la monitorul oficial. Ăla încă nu s-a înțeles cine să fie, că e foarte important curierul. Deci, în rest, vom avea un prim-ministru cu puteri de pline, care nu are Ministerul de Finanțe și Secretariatul General al Guvernului, care sunt la ciuma roșie, cum spuneau, știți dumneavoastră cine. E bine, e bine. S-au împărțit și instituțiile, alea care permit să angajezi pe multă lume acolo. Deci e de bine, e de bine. Am fost asigurați aseară de un domn Mihai Roman, un mare specialist în finanțe, că da, domne, ce spune Turcan, că nu sunt salarii pentru medici și restul bugetar, este o prostie. Sunt. Dar cine spunea că nu sunt bani de împrumutat în lume? Sunt, pentru fraieri. Deci, cam asta este contextul în care ne învârtim de câteva zile cu asterixul că astăzi știm sigur că sunt înțeleși. Bine, noi știam că sunt înțeleși cam de prin septembrie. Da, bine, știam că sunt înțeleși, că vroiau să înțeleagă de vreun an de zile. Era scenariul pregătit. Da, e de bine. Cât este de bine pentru anumite categorii, cum se spunea în vechime, de oameni ai muncii, încercăm să discutăm astăzi, pornind de la un eveniment care a avut loc ieri, mediatizat destul de ok pentru un asemenea eveniment, și anume un protest care a avut loc în fața prefecturii din Neamț, al Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învățământ. Și pentru că a avut loc protestul, ne-am gândit să-l deranjăm pe liderul, pe președintele Sindicatului Liber, e prea lungă denumirea asta, domnul Gabriel Ploscă, care este în studio aici și m-a suportat cu introducerea pe care am făcut-o. Bună dimineața, domnul Ploscă! Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Oricând, cu plăcere să discutăm lucrurile care țin de învățământ, să nu vedem numai partea oficială a lucrurilor, cea care vine prin inspectoratul școlar de obicei, să vedem și partea cealaltă de luptă sindicală. Eu aici am un amendament cu lupta sindicală, pe activitatea sindicală. Bun. Ieri ați avut un protest mediu, ca să spun așa, ca număr de participanți, în care, în timpul căruia ați ridicat niște probleme, care țin de, aparent totul a fost declanșat de acea testare,
Dar în realitate problemele sunt mult mai multe. Haideți să vedem un pic care au fost motivele pentru care ați ales totuși calea protestului, pentru că în alte județe lucrul acesta nu s-a întâmplat. Vreau să vă spun că ceea ce a făcut ca noi să fim în stradă, lucru care nu a mai fost organizat de către sindicatul nostru de foarte multă vreme și aici permiteți-mi să fac o mică paranteză. În general, suntem pentru dialog social. Dacă ne putem rezolva problemele pe calea dialogului, este în ordine. Atunci însă, când considerăm că nu avem șanse prin dialog social, trebuie să manifestăm în modul în care am făcut-o și ieri, lucru care este permis de către legislația în vigoare. Absolut. De ce am fost ieri în stradă? Desigur că nemulțumirile sunt multe, mai noi, mai vechi, dar ca să spunem așa că picătura care a umplut paharul a fost legat, așa cum spuneați, de această testare. Vreau din capătul locului să spun că noi nu suntem împotriva testării, numai că așa cum este gândită a se administra această testare în unitățile școlare, părerea noastră că este imposibil de făcut în condiții de siguranță pentru elevi, pentru profesori și în același timp fără să perturbe grav procesul de predare, învățare, evaluare. În același timp, am fost foarte nedumiriți cum o astfel de problemă gravă nu are o reglementare unitară, în sensul că lasă la latitudinea consiliilor de administrație din unitățile școlare. Noi am fi dorit ca cei mai îndreptățiți, să zic, adică Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Educației, să spună tranșant cine să facă. În momentul în care ne ducem într-un consiliu de administrație, problemele poate să ia și o întorsătură puțin neplăcută. Subiectivă. Subiectivă. Adică se poate lua o decizie de mai puțini, că despre asta este vorba. Sigur, cei din Consiliul de Administrație sunt aleși de colegi și așa mai departe, dar această decizie implică pe toți din unitatea școlară. O să fie cazuri în care o parte din colegi o să dorească o parte să facă această testare în școală. O parte nu va dori să facă acest lucru. Și atunci vor fi foarte multe tensiuni în acea unitate școlară, unii da, alții ba. În același timp, stăm și ne gândim dacă un copil dă semne de boală prin testare, de ce trebuie să-l aduc la unitatea școlară? Să-l aduc acolo la unitate școlară, vă dați seama că pericolul de contaminare este mult mai mare. El vine până când se urmează acea procedură. Este testat pozitiv, trebuie anunțat DSP-ul. După aceea trebuie făcut un test PCR. Până în momentul ăla trebuie izolat undeva. Domnul Ploscă, da. Eu am făcut o emisiune întreagă pe această temă și am criticat respectivul ordin dat de Ministerul Sănătății, transmis Ministerului Învățământului. Și am spus toate aceste lucruri. Pe mine mă interesează altceva. Dacă instituțional, sindicatul, dumneavoastră sunteți și vicelider național, din câte știu eu, dacă sindicatul a fost chemat la o discuție înainte de acest ordin. Măi, oameni buni, voi sunteți cu reprezentanți în fiecare școală, sau mă rog, aproape în fiecare școală. Ce părere aveți voi? Cum s-ar putea face? Ați fost chemați? Nu. Aici este o problemă. Discuția a fost cu președintele federației noastre, domnul Hancescu. Au fost ceva discuții și în Comisia de Dialog Social, dar vedeți, dumneavoastră, și în Comisia de Dialog Social se discută anumite probleme de care se ține sau nu se ține seama. Deci noi, părerea noastră, nu ne-am putut-o spune decât în Colegiul Național al Liderilor. Lucrul acesta s-a întâmplat marțea trecută, când s-a luat și decizia că dacă nu se modifică conținutul acestui ordin, trebuie să protestăm. Deși era un timp destul de scurt, fiindcă o
pichetare, o manifestare de o manifestare de protest, așa cum nu se face ușor, mai ales în condițiile de astăzi, fiindcă într-adevăr nu a fost de amploare, dar noi acolo am fost și îngrădiți. Până la urmă, eu am spus că a fost medie, de ce? Pentru că n-au fost puțini. Și au fost oameni pe care eu îi cunosc și care reprezintă comunitățile școlare. Exact, dar nici nu puteam fi mai mulți, deși legea spune maxim 100, nouă primăria Piatra Neamț ne-a aprobat aproximativ 70. Acum se pare că am fost așa în acest aproximativ 70. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră dacă am fost consultați. Nu am fost consultați, dar între timp, totuși, președintele nostru, miercuri dimineața, a avut o discuție cu domnul ministru și eu o pot să vă și prezint că o am pe WhatsApp categoric, în care ceea ce am exprimat noi marți seara în Colegiul Național Liber i-a fost adus la cunoștință, spunându-se că nu suntem de acord cu aceste lucruri și că vom protesta în stradă. Marți, în ziua de marți, n-a putut să fie contactat domnul ministru, deoarece am înțeles că erau probleme la guvern. Și până la urmă s-a ajuns la această soluție. Președintele ne-a transmis că probabil se va muta responsabilitatea deciziei pe consiliile de administrație din școli. Acum, sigur, am așteptat și noi să vedem exact cum arată ordinul. Am primit, dar tot prin intermediul federației categoric pe WhatsApp, am primit draftul ordinului care urmea să plece la monitorul oficial. Și atunci, sigur, ce avem de făcut văzând că practic nu s-a modificat mare lucru? Adică în continuare rămânea responsabilitatea pe unitățile școlare, deși iarăși, aș vrea să ne reamintim cu toții ceea ce spunea pe bună dreptate domnul ministru, că o astfel de activitate sanitară, deși Ministerul Sănătății vorbește că n-ar fi un act sanitar, în unitățile școlare perturbă grav procesul, că nu sunt măsuri de siguranță și multe altele. Cu toate acestea, dumnealor au semnat ordinul pe care l-am văzut cu toții. În aceste condiții, eu n-aș vrea să vorbesc ce au făcut colegii mei din alte județe. Eu știu că noi aici ne-am întâlnit, am analizat, ne-am manifestat temerea și în Colegiul Național al Liderilor și că aceste decizii ale Consiliilor de Administrație nu o să fie întotdeauna libere, nu o să fie în cunoștință de cauză, nu o să fie corecte și ne-am gândit, ceea ce am și propus domnului subprefect, care ne-a primit, domnul prefect, am înțeles că nu era acolo. Domnul prefect era la București. Era la București. Fiind și președinte de organizație, trebuiau să aprobe. Președintele PNL Neamț. Da, trebuiau să aprobe negocierea sau capitularea, n-am înțeles ce, în fața colegilor. Și am propus acolo că ar fi bine ca înainte de a se trece la o decizie a Consiliului de Administrație să se consulte Consiliul Profesoral. Acolo sunt prezenți toți oamenii care ar fi implicați într-un asemenea act. Acolo unde consensul va fi că vrem să facem, noi nu ne putem opune. Ceea ce însă o să facem în perioada următoare, o să trimitem în unitățile școlare mai multe avertizmente asupra ceea ce înseamnă cu adevărat un asemenea lucru. Nu vrem să-i speriem, dar vrem ca să ia decizii în cunoștință de cauză. Despre asta este. Am înțeles. Domnul Ploscă, asta cu testarea suntem lămuriți, că până la urmă discutăm despre niște lucruri care nici măcar nu au început, pentru că testele n-au ajuns, adică este vorba unui cântec mai așa de mahala, freaca, freaca, știți? Adică e o chestie, hai să vedem ce o fi, dacă o să fie. Că la noi așa se întâmplă. Poate între timp se va gândi cineva, băi, am achiziționat, alea nu sunt chiar așa de bune, hai să le achiziționăm altele că-s mai bune. Dacă tot se schimbă guvernul, se schimbă poate și testul. Saliva rămâne aceeași. Problema este să nu fie folosită în sens invers. Știți? Haideți să vedem acum, dincolo de asta, că învățământul este treabă grea.
Ce altceva ne mulțumește cadrul didactic? Faptul că, de exemplu, faptul că două măriri de salariu au fost sărite cu nonșalanță nu ar trebui să facă pe cei din sindicat, nu vorbesc numai de conducere, să se revolte cumva față de ceea ce se întâmplă acum? Categoric. Aveți dreptate, o primă mărire. Este vorba de un sfert din diferența dintre salariul care trebuia să-l avem în 2022 conform legii 153 pe 2017. Deci un sfert dintre diferența dintre salariul ăla și salariul care era în plată. Deci trebuia să mai primim o pătrime. Am primit două pătrimi din diferență. Trebuia încă o pătrime la 1 septembrie 2020. Am tăcut atunci, considerând că este situația extraordinară, situația în pandemie, probleme grele pentru țară, în toate sectoarele, și am zis că trebuie să înțelegem și am înțeles. Acum, după ce am trecut, să zicem, și am văzut, mi s-a anunțat chiar că pandemia s-a terminat, Horeca a fost în floare, ați văzut ce s-a întâmplat pe litoral, cum stăteau acolo fără măști, fără distanțare, fără și așa mai departe, ceea ce a făcut să se întâmple ce s-a întâmplat începând din septembrie. Acum am zis că poate la 1 septembrie anul ăsta o să primim, nici anul acesta, ba mai mult sunt ordonanțe de urgență care au făcut să se sară aceste măriri salarii. Avem salariale. Imagini de la meeting-ul de ieri, da. În timp ce vorbim. Da. În același timp, vreau să vă spun, noi am rămas șocați când domnul, încă prim-ministru, deși demis Cățu, a spus că pentru dumnealui sănătatea și cu învățământul nu sunt o prioritate. Să știți că de atunci noi ne-am dat seama că va fi greu pentru noi. Revenim la mările salariale. Deci, că sănătatea nu este o prioritate, am văzut pentru că am consemnat 500 de morți, 600, 400. Acum consemnăm morții mai puțini, dar apar niște morți care cică neraportați din zilele anterioare, din perioada anterioară. Dar nimeni nu-ți spune din ce perioadă n-au fost raportați. Este o altă problemă. Da, deci revin că nu puteam să nu... Da. Acum, la acel CNL, ultimul CNL, sigur că și acolo, printre obiectivele, poate cel mai important obiectiv al nostru este să determinăm să primim aceste diferențe cu 1 ianuarie 2022. Acum, am văzut, nu știu dacă au preluat ideea de la noi, dar am văzut că cel puțin unul dintre partide vorbește despre o mărire salarială de la 1 ianuarie 2022. Bun, și dacă nu s-ar face, dumneavoastră aveți temeiurile legale să acționați în instanță? Bineînțeles. Pentru că există o lege, o hotărâre de guvern. Legat de lucrul ăsta vreau să vă mai fac referire. Legat de instanță. Noi avem o mulțime de procese din nou în instanță și vă spun imediat despre ce este vorba. Sigur că da. Și nu o să renunțăm, să știți. Nu o să renunțăm, așa cum ne-am dus pe legea 221, care n-a fost aplicată la 1 septembrie 2008, așa o să facem și acum. Și aia, acolo când ați primit drepturile? Că... ce s-a întâmplat? Au fost trei legi prin care ne-au tot fost amânate drepturile. Deci drepturile s-au primit prin 2015, 16, 17. Ne-au eșalonat, și așa mai departe. Sigur, am primit încet sunt așa. Sunt curios dacă urmașii sindicaliștilor care au decedat în perioada asta au primit drepturile. Dar știți, vreau să vă spun ceva, că și acum mai avem probleme de pe urma acelor procese a dobânzilor. Noi ne-am dus în instanță și pentru dobânzile legale, fiindcă odată nu mi-ai dat banul și mi l-ai dat când mi l-ai dat. Și avem încă, am avut procese câștigate, numai că și aici s-a găsit un nod în papură, că dobânzile astea sunt de două feluri. Penalizatoare și remuneratorii. Penalizatoarele sunt mai mari. Instanța ne-a spus că să se aplice dobânda legală. Atunci
reprezentanții... Au ales-o pe cea remunatoare. Exact, exact. Atunci am fost nevoit, deși am discutat prin dialog social, ceea ce spuneam, în comisie paritară, era altă conducere la inspectorat școlar la vremea aia, am arătat argumentele noastre. În școli nu s-a ținut seama, nu în toate, în unele școli, acolo unde oamenii, directorii au înțeles corect că trebuie să se respecte, au făcut-o. De asta și de aici și temerile acum, dacă vreți, pentru modul cum se va lua decizia în Consiliul de Administrație. Ce am făcut după aceea? Ne-am dus din nou în instanță pentru lămurire de dispozitiv, să-mi spună instanța încă o dată. Care este dobânda legală. Exact, exact. Alți bani, altă distracție. Da. Și bineînțeles că și aici vine hotărârea, trebuie întabulată, trebuie pe unul ceruți banii la inspectorat, inspectoratul la minister. Ministerul nu prea a avut timp în ultima perioadă, că au avut și alte probleme de rezolvat. Și vreau să vă spun că încă avem școli care au sume importante. De exemplu, liceul de la Borca are sume importante de bani de primit de pe urma acestor dobânzi. Ca să nu mai vorbesc și de o altă problemă, că vorbim de bani acum. Avem drepturi legate de voucherele de vacanță care nu au fost acordate la toți salariații. Ce se întâmplă? Unii au intrat în sistem după 1 septembrie 2019, dar legea spune foarte clar și o zi. Cine a lucrat în 2019 în sistem trebuie să primească voucherul. Și avem foarte mulți colegi. Noi am făcut apel către școli să ceară sumele către inspectorat. Discuta la inspectorat și cel puțin doamna contabilă șef m-a asigurat că la rândul dumnealor au cerut la minister, dar sigur că acum trebuie să batem tare în poarta ministerului. Prin intermediul federației, noi de direct cumva ca să vină acești bani. Am înțeles că ar fi fost într-o ultimă videoconferință și o discuție în sensul ăsta de a se da aceste restanțe pe hotărârile judecătorești. Ne-am bucurat. Revenim. Înainte vă citesc un mesaj. Consiliul de administrație al unor școli deja au dezbătut subiectul testării. Majoritatea au respins testarea. Ne bucurăm. Ne bucurăm. Asta trebuie părerea mea, să fie luată decizia în cunoștință de cauză. De fapt, și noi ne-am gândit că, domne, nu știu cum trebuie să gândești ca să te înham la o asemenea treabă care nu este, eu știu, pentru noi. Domnul Plosca, vă mai întreb ceva. În județul Neamț este un județ special din punctul de vedere al încadrărilor. Știu sigur că, de exemplu, acum s-au cerut niște bani și cei de la minister au cerut inspectoratului școlar să justifice de ce se cer atâția bani pentru personal nedidactic. Se pare că în județul Neamț sunt școli în care există mult personal nedidactic care a fost angajat așa într-o perioadă și care ar greva în momentul acesta asupra fondului de salarii. Știți ceva despre aceste lucruri? Da, sigur că știm. Știm. În parte lucrurile așa stau. Dar vreau să vă spun... Raportat la alte județe, nu știu dacă la necesar. Știți eu de acolo vreau să plec, de la necesar. Aceste personalul didactic, auxiliar și nedidactic, sigur că încadrarea lui se face în funcție de niște normative pentru acest tip de personal. Vreau să spun că aceste normative n-au mai fost modificate din 1999. Da. A încercat tot actualul ministru, domnul Sorin Câmpeanu, cred că în urmă, când a mai fost dumnealui odată ministru, să facă o chestiune de genul ăsta, adică să scrie cumva normativele, ca să vedem, și s-a renunțat. Probabil că atunci și-au dat seama că dacă o fac, ar trebui mai mult personal angajat. Dar ceea ce este drept că, într-adevăr, în unele unități este mai mult personal decât ar fi normal, necesar, iar în altele mai puțin. Dar această discuție noi am avut-o și cu conducerea anterioară a inspectorului școlar, dar și acum cu domnul inspector general Obrejea. Și dumnealui chiar a început să facă un inventar al acestor posturi și știu că s-au mai făcut transferuri de la o unitate școlară la altă unitate, adică acolo unde erau prea mulți, la acolo unde erau prea puțini. Din câte știu, eu am stat foarte rău la un moment dat cu
bugetul pentru salariile acestor oameni, dar acum lucrurile se pare că s-au mai reglementat și în județul Neamț. Nu mai este așa de grav. Cert este însă că mi se pare că și aici mergem la cota de avarie în ceea ce privește personalul didactic auxiliar și nedidactic. Mereu spunem că sunt mulți, dar cred că ar trebui, cum se făcea pe vremea normarea într-o fabrică, să meargă cineva, să stea lângă un secretar dintr-o școală, să vadă într-o zi ce activitate are. Sau pentru un muncitor și atunci să facem o normare corectă. Acum însă vă spun eu normarea cine o face. Domnul Păunică este directorul... Domnul Păunică la minister. De la minister. Păi domnul Păunică cere și spune, mie îmi dați și îmi justificați. Exact. Da. Dăm și justificăm. Domnul Păunică pleacă de la buget. Fiindcă acum eu vă spun, domnul Păunică este, cred că, acolo dinainte de a fi Ministerul Educației. Cred că e dinaintea bugetului. Dinaintea bugetului. Da. Probabil e ținut acolo tocmai că face aceste lucruri. Era unul la finanțe care tot așa era de pe vremuri, de pe vremea Comitetului de Stat al Planificării, era singurul care făcea bugetul la toate guvernele, dar îl făcea pe hârtie. Știți cum se făcea pe hârtie? Și la capăt acolo trebuiau să bată căsuțele, contabil să bată căsuțele. Și era de neînclintit, nici nu mai știu dacă este acum, dacă nu cumva între timp o ieși la pensie sau o decedat. Dar cred că doar așa, prin deces, puteau să renunțe la el. De aceea și se fac bugetele probabil mai târziu acum. Da, ar fi bine în acest caz și dacă îmi permite să vorbim despre cum credem noi că se face bugetul educației, deși vorbim aici de costurile standard, că pe baza lui se face așa. Nu, să știți, după ce se împart pe alte priorități, nu pe învățăm prioritate națională, sigur că rămâne și pentru noi și de acolo asta este ca învățământ. Știți cât avem? Avem 2,55 bugetul pe 2021 pentru educație, pentru al Ministerului Educației. Avem mai mult 3,55 pentru educație, că mai vin surse și din alte părți, dar de la bugetul de stat atâta este, în timp ce în Uniunea Europeană media este cam 5%. Acum, cum să vă spun, este clar că suntem în România educată să cheltuiască cât mai puțin pentru educație. Da. Deci este România educată să facă educație fără bani la educație. Este absolut normal, deci este un concept care trebuie respectat. În momentul de față noi salutăm decizia de ieri și ne-am bucurat să avem cât mai repede un guvern, fiindcă trebuie, printre prioritățile acestor vide stare, să iei bugetul pe 2022. Și rectificarea pentru salariile pe de început. Fiindcă eu vreau să vă spun că aproape în fiecare an au mai fost discuții către toamnă în unele unități școlare că n-ar ajunge banii pentru... Dar au fost și unități școlare în care au avut excedent. Da, și atunci s-a transferat de acolo către... trebuie să spun că niciodată în ultimii ani totuși n-am rămas fără salarii. Ăsta este adevărul și sperăm că nici anul ăsta nu o să se întâmple. Deși văd că pe pensii se discută altfel, mai în termeni mult mai duri. Dar revenind la priorității noastre, trebuie să fim atenți și la bugetul pentru Ministerul Învățământului, ca să fie suficient. Noi nu spunem neapărat să fie 6%, cum știți că e prins într-o lege, ca să fie finanțarea minim 6%, care tot a fost amânat aplicarea. Nu, să fie suficient. Să avem cât ne trebuie. Pentru ca să facem modernizarea odată și modernizarea învățământului. Ne place să ne comparăm cu alte sisteme de învățământ performante. Eu vreau să vă spun că în condițiile în care lucrează colegii mei și cu salariile pe care le au colegii mei, fac performanță colegii mei. Bun, acum haideți să discutăm un pic. Ați avut vreun lider de sindicat din școală care să vină la ușa sindicatului și să spună, domnul lider, județean și vicelider național, domne, ce facem noi acum cu învățământul ăsta online nu e în regulă. Nu putem să facem ca lumea. Nu, să știți că nu a fost numai un lider de sindicat.
am avut membri de sindicat, colegii noștri, că acum că e lider, că e membru, suntem acolo. Toți am zis că lucrează instituțional. Da. Nu. Dar la noi ușa e deschisă întotdeauna și chiar ne bucurăm. Și vă spun, de exemplu, la prânz mergem la Dumbrava Roșie, colegii de acolo ne-au invitat ca să discutăm tocmai problemele acestea. Deci întotdeauna și așteptăm cu da, aveți dreptate și cu online. S-au străduit să facă, și foarte mulți au reușit să facă învățământ online cât de cât apropiat de cerințe, unii chiar de calitate. Dar sigur că au fost și cazuri în care, nu neapărat numai din vina lor, dar din alte motive obiective, lipsa internetului, device-urilor, dar desigur că și a formării. Atunci când un profesor a fost, angajat, nu scria neapărat că trebuie să știe să facă învățământ online. Din păcate, și aici am făcut prea puțin pentru formarea acestor oameni. Ne-am implicat și noi ca sindicat. În aceste, și chiar acum, în acest timp, se desfășoară lecția online a federației noastre, e cu credite și sindicatul suportă și el o parte. Am adus aminte, ați folosit cuvântul credite. Noi știți ce mă enervează pe mine în învățământul ăsta? Că a fost cadru didactic, stau și mă uit și aud așa. Dom'le, mă duc să fac un curs ca să iau 20 de credite sau 30 de credite sau 5 credite sau 10 credite. Și eu întreb, ok, unde faci cursul? Păi zice, mă duc la Bacău, că acolo sunt acreditați pe ceva, dar s-au acreditat și la Casa Corpului Didactic, numai că la Casa Corpului Didactic este, dau un exemplu acum așa, aiurea, că nu știu situația, este mai scump sau, mă rog, lucruri de genul acesta. Și am făcut un calcul, dacă un profesor vrea să obțină 90 de credite, parcă tare nevoie, da. 90 de credite, trebuie să facă cel puțin 3 cursuri bine remunerate și îl costă în jur de vreo 6.000 de lei. Dacă nu prinde pe programe europene unde sunt gratuite. Dar acolo merg doar cei abonați la salarii de merit. Sunt salarii de merit, gradații de merit. Gradații, că dacă e domnul ministru Câmpeanu, e gradație. E gradație. Dacă vine de la PSD, este salar de merit. Deci e în funcție de statutul fiecărui ministru, știți? Da. La el e gradație de merit. Deci, ce vreau să vă întreb, vi se pare normal ca să plătești pentru asemenea cursuri în condițiile în care ai Casa Corpului Didactic, instituție bugetată de statul român, cu, se cheamă, instructori, experți, da? Da. Experți. Metodiști. Da. De ce trebuie să plătească profesorii ca să facă aceste cursuri? Este o afacere, și chiar o să scriem despre asta, este o afacere pentru că dacă iei cursurile, vezi cine le face, observ că este o adevărată morișcă. Este o adevărată morișcă și niște oameni câștigă sume imense, oficial și neoficial, din aceste cursuri. Și știu ce vorbesc. Ați adus în discuție o temă foarte importantă, aceea a formării continue. Este formarea continuă, sigur, are precizări foarte clare în legea educației. Și, nu știu, dar sindicatul s-a implicat? Mereu aducem în discuție. Noi suntem de acord cu formarea. E nevoie de ea. Dar nu pe bani, exact ce spunea asta profesorilor. Deci, și ar trebui finanțată. Numai că finanțarea, deci, vă dau un exemplu, este insuficientă. Vă dau un exemplu. Primăriile, consiliile județene. Vara se fac cursuri de perfecționare, instruire, nu știu ce, la Mamaia. Și iarna se fac la Poiana Brașov sau, mă rog, prin zona aceea, pe acolo, unde sunt stațiuni. Pe banii instituției, care instituție este bugetată din taxe și impozite, da? Dar ei se duc acolo, da? Păi ce facem? Ce facem cu profesorii care se duc să facă, nici nu știu medicii cum fac,
Cred că și ei își plătesc cursurile. Nici nu știu, uite, chiar o să mă interesez. Nu știu, dar legat de casele corpului didactic, să știți că au și ei un plan impus, din păcate. Au un plan impus ca să facă, din formări, să facă bani. Adică îi transformă cumva în societate comercială, știți? Păi da. Din păcate. Aici este marea problemă. Aici e marea problemă. Și problema asta, cum să vă spun eu, este atât de... Pentru că s-au făcut filiere. Sunt filiere... Stați, că se mergea la un moment dat în Republica Moldova. Da, și cu doctorate și cu... Și se făceau în Republica Moldova. Ați plecat cu autocar. Ce faci? Merge să ne luăm creditele. Sau, mă rog, ce era? Nu se poate așa ceva. Ori, asta eu aș vrea să o văd ca o principală activitate sindicală. Haideți, domne, să vedem ce facem. E normal. Păi ăla care nu are bani, vine unul care, săracul, abia acum este încadrat și tu îl pui să facă astea, dacă nu beneficiază de, cum ați spus, gradații, da? Nu beneficiază bine, de... Pentru gradație trebuie să aibă o anumită vechime. Adică bun, da, mă rog, da. Nu beneficiază de alte lucruri în cadru. Nu-i normal. Sigur că da. Trebuie să fim mai fermi în buget pentru formarea continuă. Dar, vedeți, bugetul educației nu ajunge nici pentru lucruri mult mai... și mai importante poate decât formarea, dar sigur că stă în atenția noastră și o să ne străduim iarăși. Nu știu. Și n-a fost buget anual la fundamentarea căruia să nu aducem în discuție. Și mă gândeam că poate dumneavoastră, ca federație, puteți să vă acreditați. Este un proces de acreditare. Formați câțiva metodiști așa, care să poată să țină cursuri de formare plătiți din banii sindicatului, pentru că până la urmă sindicaliștii contribuie și ei cât contribuie, da. La avem asemenea cursuri acreditate, vorbeam de lecția online. Numai că noi ca sindicate nu putem să susținem întreaga sumă. De exemplu, acolo lecția online este 400 de lei. Noi contribuim cu 20%, nu putem mai mult. La cotizația de 0,4 care o avem noi aici în neamț, e greu. E greu ca să faci lucrul... 0,4%, da? Din 0,4. Salariul de bază, da. Sau... Nu, e 0,4 din brut. Din brut, da. Atât avem. Am avut 0,5 de la înființare, așa s-a prin statut, iar când au trecut contribuțiile de la angajator la angajat ca să nu crească cotizația de sindicat, fără ca omul să primească un ban mai mult în buzunar, am scăzut la 0,4. Și da. Cred că mai este un singur județ în țară, restul au ceva mai mult. Dar chiar și aceia nu pot să susțină sumele. Păi vă dați seama, avem 6.000 de oameni. Nu toți într-un an să zic că au nevoie de un curs, dar poate jumate au. E foarte greu să susțin. Dar cât putem facem. Am înțeles. Plus facem formări și noi. Ca sindicat facem formări, dar sigur că nu dăm credit. Dar adesea sau pe diferite proiecte. Uitați, avem proiecte cu Norvegia ale Federației și am avut aici grupă pe dialog social în educație și sigur că au fost formați formatori mai întâi și avem și din Piatra Neamț formatori și după aceea în cascadă am făcut noi alte formări și vom face în continuare. Întrebări venite de la, da, vă rog, oameni. Considerează ora actuală singura problemă din învățământ ca fiind salariile profesorilor? Ați răspuns în mare parte, că nu e singura. Nu, e vorba de modernizare în general. Ce alte probleme mai puteți identifica, în afară de cele care ați amintit? Păi, sunt multe de spus, ca în orice unitate. Eu știu, în probleme foarte mari sunt în rural și în rural nu peste tot, acolo unde... Probabil că primăriile nu sunt dispuse să își joace cum trebuie rolul în ceea ce privește, că știm foarte bine că o parte din, nu finanțarea de bază, dar o parte din finanțarea complementară. Cheltuielile materiale. Cheltuielile materiale vin de la, pentru dotări. Am văzut multe primării care au făcut eforturi considerabile. Vă dau primăria din Cordun, de exemplu. Da, noi am scris, și un buget mai mare noi acolo. Noi am scris și avem câteva comune
în care s-au făcut eforturi deosebite da, pentru dotarea școlilor. Partea care ține de administrație ei și-au făcut-o. Școala arată impecabil, au cumpărat device-uri, au făcut și abonamente la internet, dar ei nu pot să meargă mai departe. Apropo de formare, de asigurarea condițiilor chiar pentru toți elevii, pentru că sunt unii care stau în zone în care nu au semnal, vorbesc de învățământul online. Învățământul în clasă, acolo nu prea sunt probleme. În același timp, după mine, casele corpului didactic trebuie să rămână în continuare, să reprezinte instituția pentru această formare continuă. Dar, exact ceea ce spuneați, adică să renunțăm, să finanțăm atât cât trebuie aceste case, să nu mai recurgă la formări pe bani. În perioada interbelică, Casa Corpului Didactic, și aici este un om care s-a ocupat, din păcate a dispărut dintre noi, un reputat profesor de matematică, s-a ocupat și a câștigat procesul prin care Casa Corpului Didactic a reprimit anumite clădiri, dar îmi povestea cum se întâmplau lucrurile în perioada aceea, când Casa Corpului Didactic se ocupa inclusiv de concediile profesorilor, ori avea casă, avea stabiliment la mare, unde trimiteau oameni în concediu, făceau bani din toate aceste activități și după aceea banii aceștia se întorceau spre beneficiul profesorilor din județul Neamț. Eu aș vrea să văd Casa Corpului Didactic ca o casă, nu ca o instituție obligată să facă profit. O ultimă întrebare. Da, vă rog. Dacă îmi permiteți, ca să completez întrebarea, că ne-a fost ce alt. Ne-am dorit să avem psihologi în fiecare unitate școlară. Cadre medicale. Cadre medicale. Măcar medii, dacă nu altfel. Exact, exact. Dar în măcar dacă nu avem în fiecare structură, măcar în cea cu personalul juridic să avem. Și o întrebare care face legătura, spun eu, spre o altă emisiune, în care să putem invita și pe cineva din inspectorat. Considerați benefică titularizarea pe post? E o mare problemă și aici s-a încercat titularizarea pe post. De ce să nu recunosc că noi ca sindicat ne-am opus? Noi am fost întotdeauna pentru titularizarea în sistemul de învățământ. Ce înseamnă titularizarea pe post? Ai postul într-o unitate școlară, dacă, eu știu, e o reducere de activitate acolo, atunci nu mai poți să beneficiezi de mișcarea personalului didactic, adică de întregirea normei într-o altă unitate școlară, de teoretic, un transfer. Teoretic, teoretic. Practic. Și atunci ar trebui, practic, să te duci la concurs. La pentru concurs, un alt post. Pentru un alt post, dacă există. Dacă există. Poate să mai existe câte un post, dar s-ar putea ca ăla să fie rezervat. Nu te poți duce să dai concurs să te titularizezi pe el. Din acest cauză, noi încă considerăm că este bine să rămână această titularizare în sistemul de învățământ. Bun, acum știți cum e? Mie nu mi se pare normal, de exemplu, ca să permită legea schimburi de catedră. Că se apropie omul de pensie, mai are un an, doi, șase luni, nu știu cu cât timp se poate înainte, și zice, uite, am și eu un prieten sau copilul unui prieten care este la o altă școală și săracul e tânăr, e foarte bun, are perspective. Ce ar fi să fac eu un schimb cu el? Și mă duc și eu un an la țară, că e frumos, acum e mai ușor la sfârșit de carieră să mă duc la țară sau într-o școală mai marginală și l-aduc pe el și așa se creează un sistem extrem de interesant cu aceste posturi. Sau mai există și altfel. Dom'le, ia hai să creăm dintr-o școală generală un liceu ca să creăm niște posturi și după aceea să putem face mișcări. Da, de cadre titulari în învățământ și pe urmă... Deci, da. Acum vreau să vă spun că dacă ar fi o astfel de măsură, să știți că ar avea și o altă latură. În sensul că avem cazuri în care
din Piatra Neamț, exagerez puțin, are postul un roman. Și cineva din roman are în Piatra Neamț. E normal că ei să-și facă schimbul de catedrală. Bun, astea sunt lucruri normale. E, păi, da, dar vine inventivitatea noastră. Da, pe urmă... ce te faci dacă cineva din roman are în Târgu Neamț, păstrează o catedră blocată acolo, de când are catedra, n-a călcat în școală, și pe catedra aia se mai titularizează cineva, așa, că poate, și acum sunt prea mulți pe catedra aia și nu știe școala cum să dreagă treaba, pentru că era clar că era o titularizare fără suport. Sunt multe aspecte legate de lejeritatea cu care se interpretează legea, și, de exemplu, și la detașare. Deci detașez pe cineva dintr-o școală, într-o altă școală, dar până la urmă el se duce pe o altă catedră, nici n-a văzut, sau este titular pe o care nici nu stă acolo, și îl și detașez la o altă școală mai apropiată. Dar el are această posibilitate de a face detașare fiind titular în sistemul de învățământ. De aceea e întrebarea asta cu titularizarea pe post și titularizarea în sistem. Pentru că de multe ori titularizarea pe post este o himeră. De multe ori pentru privilegiați, nu pentru marea masă. Din păcate, dar este și o măsură de protecție pentru o altă categorie a colegilor noștri. Vreau să vă mai spun, pentru colegii de la o anumită vârstă care și-ar pierde titularizarea și n-ar mai beneficia de această protecție legată de mobilitatea personalului didactic, și în condițiile în care noi nu suntem în stare să asigurăm acelui om o altă formare profesională ca să-i permită să intre în câmpul muncii, ce va face acel om? Se va duce câteva luni la șomaj și apoi, după ce probabil a fost 25 de ani, 30 de ani în sistemul de învățământ. Poate gândim prea sindicalist aici, dar este nevoie și de o măsură de protecție pentru colegi. Sunteți în învățământ de mulți ani. Câte reforme ați prins? Atât de multe, dar bine, cel puțin după 90. După 90, după 90, păi nici nu mai le țin minte. Dacă vreți, după părerea mea, singura, care sigur nici aia nu a fost dusă la capăt, că noi de obicei le începem, dar de dus la capăt, a fost acea în care, când era ministru domnul Marga. Atunci am simțit niște lucruri bune din toate punctele de vedere. Și ale transformării școlii în sine, a modernizării școlii, dar și grija pentru noi. După aceea, mai așa, mai așa. Deci, doamna Ecaterina Andronescu a avut și părți bune și părți mai puțin. Era un foarte bun șofer. Deci știa să conducă mașina foarte repede și știu sigur că făcea de la București până în zona Târgu Neamț foarte puțin. Deci ea conducea ca un bărbat. Am apreciat ca un conducător auto de Formula 1. Pe domnul Miclea, care atunci când a văzut că nu are suficient buget, cât știa că are nevoie, și-a dat demisia. Da, au fost și oameni acolo care... Bun, oricum, reformele după 90, în mare parte, au dus învățământul spre la reformă. Adică l-au dat deoparte. Domnul Gabriel Proscă, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. O să vă mai invit să facem, când se va putea, și dezbateri pe anumite teme din învățământ, pentru că e nevoie să discutăm în ce măsură sindicatul învățământ trebuie să protejeze interesele profesorilor, dar în același timp, că așa ar fi normal cumva să aibă în vedere și interesul elevilor. De ce nu? Și al părinților. Sigur. Și al părinților. Suntem toți actori pe scena școlii. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc cele bune, oameni buni. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Sunt convins că după amiază, după ore, vom vedea cât de mulți profesori sunt interesați de ce spune sindicatul. Cele bune, numai bine, și să ne vedem cu bine. Vă mulțumesc, să ne vedem cu bine.